Vezi că te bate Dumnezeu dacă l-ai schipa, am zis. Păi, era unul, fii atent, era unul, făcea laba și am zis, era foarte frumos bărbatul, jur, frumos, o barbă așa, frumos. Și zic, oprește-te în ceea ce faci, stai și vorbește cu mine. Și-o luam mâna și păi zic, preferam să fac de laba. Păi normal, normal, pe de-aia ce, să vorbesc, ce ajungea, dacă vorbea ce ajungea, unde ajungea tot la laba. Poate să, păi, nu se știe, nu se știe. Înțeles. Păi oprește-mă și pe mine. Nu te obișnuit, fraie, nu mai poți, l-ai în sânge, nu mai poți. Lava în sânge, nu am lava în sânge. Pe tine te-am în sânge. Ce, în te-aș lua și aș da cu tine de... De pereți să mă zgudui un pic, să mă asta. Nu, de pereți vreau să zic. Dar de ce mai da? Zi-mi și mie, că-ți vezi câți oameni are pe live, să văd cât de câte mă fac de rușine, să văd da, câți oameni mă faci. Da, nu suntem mulți, să mor dacă suntem mulți. Nu te faci de râs, să mor dacă te faci de râs și oricum știi că nu vorbesc prost. Ești doar prost. Dar tu, mă, tu care mi-ai băgat-o și mi-ai scos-o și mi-ai dat-o atunci când ți-am zis că mi-ai zis dacă vreau să mă fuc cu tine, mai ții minte? Bă, nu e, bă, oricum și să vrei să zic ceva. În momentul în care mi-ai dat schimb mai devreme, jur că mi-a curs o lacrimă. Din colțul pulii. De la pulă? De la pulă, să prelins așa în jos, acolo pe venișoare. Dar ce, țigreață? Nu înghiți, nu-ți place să înghiți. Te oprește atunci. Ce om. Te credeam cu caracter. Femeie. Risipă de spermă, ești nesimțit. Păi risipă. Dar nu, serios, cum adică să nu înghiți? Să fac risipă, serios, fac risipă, că știu că na, unii dintre voi aveți prea mult, cum stați așa pe... Bun, are 300, bun, na, hai că vorbim atunci. Îi de râs, îi de plâns. Îi de râs. Dar de ce, mă, că te bine, erai bine înainte. Păi da, știu, dar n-am mai făcut, că m-am mâncat în pulă să mă duc în RxF și am lăsat tipul deoparte. Mă, dar erai cu RxF, nebunii. Da, am vrut să mă demonstrez și eu, să fiu și eu bătăuș. Ce? Păi și m-au ținut cum mă ține de obicei, 15 secunde. Oi, bravo. Ce face ăsta, Emiluț? Da, pe repede, eram sigur că de el ești curios mai tare, nu m-ai întrebat ce fac eu, cum îți bine. Nu am zis că te-ai retras așa, dar de ce ai făcut? De ce te-ai m-am retras măritat. Așa? Te-ai măritat? Serios? Ești căsătorită? 6 luni m-am măritat. Și acum ai divorțat? Da. Așa că era nevoie să scot ăsta să te știi, să divorțezi. Dar mamă, dar nu mai ești nici mare. Ia arată. Ce dracu vorbești, mă? Nu mai ești, Doriane. What's wrong with you? La mă, eu știu what's că sexul e mai bun așa din dușmănie, da? Las, că e ok, avem suficient de la... Nu mai, dar mă bune, erai mai... Aveai și țâțele mai mari, unde sunt? Unde, mă? Uite-le aici. Nu mai e, nu mai, nu mai ești tu. Nu mai ești așa, nu mai ești așa mare. Nu mai ești așa mare, pentru că, na, fie vorba. Atunci, când m-am băgat în Excel, m-am lăsat de sală, știi? Și am trebuit să recuperez. M-am băsat numai pe lupte. Am vrut să mă lupt, nu să fiu mare, știi? Am vrut să mă lupt bine, nu să arăt bine. Dar am noroc, știi cu ce am noroc? Cu zâmbetul ăsta. Să mor eu, zi. Cu zâmbetul ăsta, cu asta cu cele femeile. Am și cu caracterul, că trebuie să ai și un caracter frumos. Parcă nu contează doar ambalajul. Aha. Sau tu ce crezi că contează ce mai am la un bărbat? Ula. Thomas a confirmat, a zis că da. Dar cât trebuie să fie de mare, după părerea ta, așa? Cam de obicei îți dai seama după fața femeii, să știi. Păi vorbesc prost. Dar nu mă, cum serios? Așa, în centimetri, cam că crezi că trebuie să fie ciocanul, după părerea ta, ca să fie treaba bună? Nu știu, nu mă interesează, în primul rând trebuie să-ți aibă gură. Are gură și-a meu, dar nu văd. E super frumos, cum te cheamă? Georgiana. Pe tine cum te cheamă? Cum te cheamă, Târziana? Georgiana! A, Georgiana, îmi pare bine. Dar cu cine ești acolo? Cu prietenul meu. Iubitul tău? Mamă, tată, dar îmi plac clipurile tale maxim. Fostul tău iubit. Eram sigur că face de asta. De unde sunteți? Din Constanța. Auzi, și te las așa la înaintare aici cu bărbații ăștia periculoși, că sunt băieți foarte periculoși. Eu n-am de gând să te fur. Ok. Mă aude dacă zic așa, mă aude. Te aude, da. Nu-l cunosc. Cine? Mă, cum îl cheamă? Am uitat, dar am văzut multe clipuri de la lui. Laurențiu Dărâgă mă cheamă. Pe YouTube. Nu. A, nu, că le-a ceva milionar. Vorbesc, pe mine mă cheamă Dorian atunci, recunosc, da.
L-am vrut să mă dau și eu șmecher. Am vrut și eu să mă dau șmecher. Ba, ome TV. Ai iubit? Na. Nu ai iubit? Bine, acum încerc să mă combin cu unul. Am înțeles. Mulțumesc. Dacă vrei, oricând eu îți dispun. Și cum arată băiatul la care vrei să te combini? Păi are 27 de ani. Gen... Ghișe și eu tot 27 de ani. Din 96 ăsta. Și așa, descrie-l un pic, așa, cam cum arată bărbatul ideal pentru tine? Nu știu. Are fruntea mare, tatuaje, ha? Nu îți plac băieții cu fruntea mare. Dar știi ce zice despre băieții cu fruntea mare? Că pot ateriza muște, în rest nimic. Ce să zici? Ce? Ce să zice de băieții cu fruntea mare? Da, ca o fruntea, ca aeroportul sau că... Chestii de genul ăsta, dar nu ca o pula mare, să nu crezi chestia asta, e un mit. Na, zic și eu. Știi ce am vrut să te întreb? Ce vrei să faci după ce termin cu liceul? N-am nicio idee. Să vii la Cluj? Nu, n-am nicio idee. Da, gen... da, la Cluj, la facultate, am înțeles. Păi da, eu te aștept. Ah. Gen, și ce o să studiezi? Ce o să studiezi aici? Nu știu, cred că termin cu școala și mă duc să lucrez în... Nu, mă duc să lucrez în cluburile. În cluburile? Ce să alea? Gen, aici sunt niște... Cum pot să zic? Niște locuri. Unde te duci și ce faci în locurile alea? Dansezi? Bă, în cluburi? Am înțeles, în cluburi. Am înțeles, și ce vrei să faci în cluburi, să dansezi? Și să dă bani, că și eu mă, că în cluburi destul de des, dar nu mă plătește nici dracu. Și cum da, să fac oare? Da, pentru fete e mai ușor, pentru fetele mai ușor. Da, și pentru că nu-i problemă de război. Dar tot nu cred că mi-ar da oamenii bani să mă duc numai să beau și să mă distrez. Și cum o să, cum o să faci exact? Tu dansezi, na, gen stripper. Nu știu cum. Ai așa, iubirea mea, bravo! Bravo, iubirea mea! Păi altceva, altfel vorbim. Da, iubirea mea. Și piersicuțe frumoase ai mami. Dă-i, mamă, dă-i, mamă. Uf. Bine. Așa dansezi, zici că ești Denisa Despa, așa mișcări senzuale ai. Te pup, cum te cheamă? Mamă. M-a sudat salam, te vrea în echipă. Cum te cheamă? Juicy. La, mi like-i. Dacă nu mi le bagi în gură, degeaba, mamă. Alo, baza. Mamă, 6 de la, nu? Mamă, ce-mi place, da. Strânge-le acolo, mamă. Zici că-s cu ieri, așa. Aș vrea să-mi pun geaca când vin de la lucru acolo. Ce să facem? Volumă. Pe vibrator ai acolo? Volumă. A, volum un pic mai ce pui, mă, da, ca să ne auzim și noi, ca oamenii. Mamă, dar ce ți s-au întărit spărcușoarele, puiule. Bă, și îți dai seama, și haine de iarnă. A, și haine de iarnă. Uf, da, cum te cheamă? Nu, cum mă cheamă? Sfârcoleta, așa ți-ar spune. Mă zici așa, mă, eu sunt mai mincinoasă, tu. Nu fii mincinoasă, mă, amic, că nu-mi plac mincinoasele. Că le crește nasul. Nu voie, puiul, tati. Hai să nu mai fii mincinoasă și să ai iubit. E mai mare, nu așa, cam așa. Dai lip. Lip în pizdă? Mă pace.
să-ți mănânc așa lindicuțul. Se fac așa clac, clonțopei se fac la lindicuț așa, gol, 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 gol. Ha, 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 miroase a futuraș. Da, mama. Lasă că vine tati și te fute, mama. Dar îmi place că ești agresivă în pat. Ești așa agresivă și în pat. Nu, că am dat cu ciocanul în mână. Eu nu-ți dau cu ciocanul în mână, numai peste boticul, dacă o să-ți dau, dacă nu ești cu minte. Și-ți bag ciocanul la pistică. Și-ți fac așa, da, la pistică. Da, că nu pescuitoare. Că nu am chef de asta, din ala de scârbitoare. Ca și cum... No, dar eu nu am ciocanul scârbos. Ai pierdut semnalul, cred că... Așa, îți pierdeai semnalul. Și ce-ți place ție cel mai mult la un bărbat, puiule? Ce poziție? Să fac ce vreau. Să faci ce vrei? Dar ce vrei tu de obicei să faci? Să fiu un sclav. Aole, și mi-mi plăceam biciuri și din alea. Să te împinefsesc. Și am și cleme pentru sfârcuri, știi? Să-ți prind sfârcurile așa cu cleme. Dar despre ce vorbim? Despre geografie, nu? Despre ce vorbim? Suntem noi peste. Peste, pește, de toate suntem. Peste, că după aia îți crește. Te pup. Și eu te pup la prunică și la sfârcuri. Mi-areți o țâță înainte să te duci, te rog. Mulțumesc. Și n-ai mai fost până atunci acasă? N-am mai fost. Dar nu ți-i dor de casă, de româna și tăi? Nu. Dacă eu am crescut aici. A, acolo ai crescut? Pe aici am crescut. Și cine l-a tatuat acolo pe omorul tău? Tata. Am înțeles bine. M-am speriat că ce o ai iubit. Ești singură sau... Nu! N-am iubit. Cum să fie așa frumosă și să n-ai iubit? Că nu am vrut să... Nu ai vrut să ai? Ce zâmbi frumos. Dar din ce cauză n-ai vrut să ai iubit? Ca să nu am obligații și stres și de toate. Da, într-adevăr, un iubit poate să vină și cu obligații, dar și cu alte chestii și cu bucurii. Depinde de iubit. Ce iubit, frate, că are vrăjeală de aia în el de... Da, am mulți, mulți băieți care au vrăjeală de 2 lei. Dar eu n-am vrăjeală de 2 lei. A mea măcar 15 lei. A mea de 15 lei în sus. Nu. Eu care am vrăjeală așa un pic mai scumpă, nu prima de părat. Adevărat. Și câți ani ai? 19. O, mulți înainte. Mulți înainte. Mulțumesc. Și cu ce te ocupi? Ce faci în Anglia? Sunt la facultate. O, și frumoasă și inteligentă. Oare ce-ți lipsește? A, da, eu. Auzi, și ce studiezi? A? Business. Ce? Business, aule. Și dar vreau să fac ceva? Avocată. Stai că asta nouă. Nu s-a bătut. Business să te faci avocată. Cum vine asta? Facultate de business. După ce termin facultatea asta de business, că o iau engleză, după poți să duci la orice academie vrei tu. Am înțeles, dar nu, eu știu, dar în România trebuie să faci... am înțeles, deci nu e chiar în România să trebuiască să faci facultatea de drept. Nu. Am înțeles, deci acolo poți să faci orice facultate și după aia poți să te faci avocat? Da, orice vrei tu. Acum, orice, că astronaut nu cred că poți să te faci așa ușor. Poți și astronaut? Da, da. Cred că pare mai dificil să ajungi astronaut, chiar așa. Se poate, orice. Deci vrei să fii avocată. Și vrei să fii avocată, da, în Anglia sau în România? În Anglia. Am înțeles, deci tu ai vrea să rămâi acolo. Da, păi ce să fac eu în România? Nu în România de mine. Dar trebuie să ne gândim cum să facem, că eu deja mi-am luat apartament. Și mai am ceva plasă de plăs. În Cluj. În Cluj, e departe, frate. Din ce cauză? Că nu umbli suficient cu mine, că dacă ai umblat cu mine, îți garantez că ai avea vreo două, cel puțin. Ce faci și de zi? Cum vorbești cu o fată așa? Explică-mă așa, în mare, vorbești frumos, cum le iei? Le iei cu zahărelul sau le vorbești așa, mai porcos? Le vorbesc normal. Vezi, păi de-aia la fete le place așa mai porcos. Nu știu, frate, la mine în Craiova, da, nu ne place, cred că, mai propus. Le place și în Craiova, crede-mă că am avut iubite și în Craiova.
primul lucru care trebuie să-i zici, ce faci lumina vieții mele, înțelegi? Îi zici iubire, îi zici așa, și după aia, după ce o faci, știi, dai un pic de calde, după aia zici, mâncați-aș pizdica ta să-ți o mănânc. Vezi dacă acceptă, știi, dacă zice, dacă de ha-ha, ce amuzant ești, cum te cheamă? Ce? Cum te cheamă? Ionuț. Mamă, ce amuzant ești, Ionuț. Ți-o bag un pic la cal, mami. Știi, îi zice așa, ți-o bag un pic la cal, mami, că e frig afară și e frig la Thomas. Și o zic, cine e Thomas? Thomas locomotiva care intră în tine, descreapă pielea pe spate. Știi? Și ești și agresiv și dulce în același timp. Câte iubite ai avut până acum? 3. Una, două și a treia care-i? A treia? Au fost, frate, au fost vreo 3. E pisica aici lângă mine, uite-o. Am vrut să zic, ai avut un animal de companie, nu? Dar zi sincer, cât ai în ciocan? Cât am în ciocan? Zi sincer, da. 15, frate. Las, că e pisica, ține-i.